La Sibiu, programul nostru de guvernare în 15 capitole, vrem ca să supunem dezbaterii publice, vrem ca românii să știe ce să se aștepte de la guvernarea AUR și să vină cu propriile propuneri. Așteptăm și critici, așteptăm idei, vrem să îmbunătățim. Vin în fiecare zi oameni buni, experți, a fost alături de noi Avram Fițiu, unul dintre oamenii care se va număra pe listele de europarlamentare, alături de Cristian Terheș și Gheorghe Piperea. Avem alegeri pe 9 iunie, până atunci ducem muncă de lămurire cu toți oamenii dispuși să ne ascultă. Care sunt cele mai importante? Fabricată în România, producția primară, secundară și terțiară tuturor resurselor naturale, exploatarea acestor resurse în interesul națiunii române, educația și sănătatea, care sunt niște cenușărese în mod normal, și revenirea la 800.000 de angajați la stat. Acum suntem la 1.300.000, pentru că cei care nu sunt profesioniști și n-au ce căuta acolo sunt de fapt membrii partidelor politice în general din ultimii 33 de ani. Cei de la guvernare au tot condus România, împreună sau separat, în ultimii 33 de ani. Ce estimări aveți din sondaje pentru rezultatele pe Sibiu ale AUR, pe municipii și pe județe, eventual, dacă aveți astea cifre? Noi nu am făcut sondaje. Înțeleg că PNL-ul a făcut un sondaj. Suntem undeva pe la 15% în estimarea PNL-ului. Eu cred că putem fi mult mai sus. Nu vă pot face acum publice din diferite rațiuni numele candidaților la municipiu și Sibiu și la Consiliul Județean, dar cu siguranță sunt oameni cunoscuți de comunitatea sibiană și încrederea în AUR în Sibiu va crește. I-a stabilit acei candidați sau care e procedura la noastră în partid pentru stabilirea candidaților? Există platforma de merit pe site-ul partidului, unde oamenii își depun CV-ul și sunt invitați la interviuri preliminare. La interviurile avute pe județul Sibiu au venit niște oameni de calitate, cu experiență în administrație, și cred că vom face o figură frumoasă nu doar la alegerile naționale, unde vom intra în turul 2 la alegerile prezidențiale, și cred eu că vom câștiga locul 1 la europarlamentare, ci și la alegerile locale pentru municipiul Sibiu, pentru celelalte localități și pentru Consiliul Județean Sibiu. Și în baza Sibiurilor pe care le-ați avut, a stabilit deja potențial candidați? Am stabilit potențial candidați din rațiuni electorale. Nu avem încă disponibilitatea să-i facem cunoscuți. O vom face public la momentul potrivit. Ați afirmat potrivit. În sală că PDCR-ul cu siguranță va câștiga primăria Sibiu. Asta înseamnă că pentru primăria... Dar nu cred. Specific, a zis că n-ați făcut sondaj. Nu cred. Am spus în felul următor. Știm experiența ultimilor 20 de ani. Am spus că doamna Turcan și cu doamna Câmpean, vă spun acum, doamna Turcan și doamna Câmpean se bat inclusiv pentru candidații de la primărie. Știți, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Noi sperăm să fim noi și nu FDGR-ul. Ați nuanțat. Ați pomenit de mai multe ori, fără să-i pomeniți numele, de fost secretar de stat Roman. Un om capabil, am făcut postare și la momentul respectiv. O să fie alături de dumneavoastră? E un om pe care îl așteptăm oricând, pentru orice funcție alături de noi, dar momentan e ocupat să facă minuni la spitalul pe care îl coordonează. Intră în calcul pentru posibile candidaturi la primăria Sibiu? Nu știu, nu și-a exprimat până acum această dorință, dar poate să intre oriunde, de la Parlamentul României până la Parlamentul European. Avem nevoie de oameni capabili. Dar momentan nu am purtat astfel de discuții cu dumneavoastră. Legat de cei doi parlamentari de la Sibiu, sunteți mulțumiți de activitatea lor? Și dacă domnii vor candida la Parlament sau sunt în CV-urile luate în calcul pentru potențial candidați la primărie și la... Domnii parlamentari n-au avut deloc experiență administrativă și politică, au început cu noi și sunt bucuros de felul în care au evoluat. Vor începe să facă și conferințe de presă, locală, și se vor concentra pe viitor, pe dimensiunea parlamentară, pentru că avem și noi, suntem un partid înființat de 3 ani. Adică nu vor candida nici la primărie, nici la Consiliu. Nu, avem oameni buni pe administrație pentru primărie și Consiliu, din care vom alege. Mulțumesc frumos!